Numele Amalia Năstase este de câțiva ani buni sinonim cu numele unei femei de succes în domeniul afacerilor. Și ești de câțiva ani buni în domeniul media, publicitate, PR, comunicare. Spune-mi cât de greu poate să pătrundă, cât de greu își croiește o femeie drumul în business. Mulțumesc pentru aprecieri. Eu cred că n-am diferențiat niciodată genul. Pentru că mi se pare că odată ce te înscrii într-o categorie care, din punct de vedere al imaginii, ar fi defavorizată, îți faci un deserviciu. Și nu m-am gândit niciodată că faptul că sunt femeie mă va descalifica în afaceri. Pentru că dacă porneam așa, nu cred că aș fi ajuns nicăieri. În viață de obicei, în situații în care aș fi în dezavantaj, eu încerc să fac din dezavantajul la un avantaj. Și atunci, faptul că sunt femeie, pentru mine a fost un avantaj tot timpul. Femeile sunt mult mai intuitive, sunt mult mai calme. Și atunci am transformat aceste atribute în atributele necesare să mergi mai departe în business. Și nu mi-a stricat niciodată. Adică n-am avut un business pe care l-am pierdut datorită faptului că eram femeie. Am avut tot timpul, eșecuri sau la fel ca orice alt businessman. Și dacă nu te gândești așa, nici nu ți se întâmplă să ai niște experiențe de astea foarte urâte. Dacă te gândești, sigur mă va discrimina cineva că sunt femeie, nu știu, parcă și vin aceste experiențe negative. Atunci crezi că delicatețea și acel simț caracteristic femeilor ajută? Eu așa cred. Am fost la foarte multe dezbateri pe tema rolului femei în societatea de business. Și mi-erau foarte multe voci care spuneau, da, dar totuși la nivel mondial noi suntem plătite mai puțin, la nivel mondial sunt foarte puțini CEO femei, la nivelul României nu mai vorbim, pentru că România este pe locurile fruntașe în a discrimina în toate domeniile. Dar, pe de altă parte, eu cred foarte mult în exemplu personal. Și cred foarte mult că un om se poate desprinde de grup dacă gândește altfel. Și asta a fost desprinderea mea de grupurile acestea care sunt într-un fel în minoritate. Faptul că m-am considerat la fel de bună cu toți și atunci n-am mai fost discriminată. Sau n-am simțit eu discriminarea, nu mi s-a întâmplat mie așa ceva. Și atunci ești bun în business, câștigi. Nu ești bun, nu te poate salva faptul că ești bărbat. Asta e punctul meu de vedere. Acum, orice om de afaceri, sigur că se bazează și pe ajutorul echipei cu care lucrează. Cum e relația ta cu echipa din care faci parte, cu echipa pe care o conduci? Crezi că femeile se comportă altfel în calitate de lider al unei firme? Femeile iau niște decizii bazate pe siguranță. Bărbații sunt mult mai îndrăzneți. Asta este un adevăr. Femeile CEO se implică în niște decizii care sunt gândite pe termen lung, sunt considerate mai safe și un bărbat CEO, de exemplu, îndrăznește mult mai mult și riscă mult mai mult. Dar, în același timp, eu cred că pentru echipa mea, eu am luat deciziile cele mai bune. N-am riscat foarte mult pentru ei, nu ne-am aruncat cu capul înainte și faptul că suntem constanți ne-a ajutat să trecem prin perioada asta destul de dificilă a crizei. Probabil că dacă făceam alegeri riscante, nu știu, se putea să și câștigăm, se putea să pierdem definitiv. În ultima vreme sunt foarte multe nume de femei a căror valoare este recunoscută ca femei de succes în afaceri. Să fie asta o recunoaștere a valorii femeii ca antreprenor? Probabil că așa cum a evoluat societatea, și nu numai românească, societatea în general, datorită crizelor prin care am trecut, crize, le zic eu, masculine un pic, pentru că acele riscuri care au fost luate la nivel mondial au fost niște riscuri de-astea negândite, foarte, foarte abrupte. Și bănuiesc că omenirea a ajuns la
forțată, evident, de aceste crize, a ajuns la o înțelegere care se apropie foarte mult de felul de a gândi al unei femei. Adică, hai să ne temperăm puțin, hai să nu mai câștigăm atâția bani, dar hai să fim liniștiți. Și mie așa mi se pare că este un trend în a liniști puțin lucrurile și a nu ne mai arunca cu capul înainte pentru niște câștiguri virtual mari, dar cu niște riscuri enorme. Și eu cred că spre asta mergem. Spuneai că mare parte din succesul tău este urmarea perseverenței și a seriozității tale. Pentru că aceste două calități te caracterizează, dar în același timp spuneai că ai pus și foarte mult curaj în toate acțiunile pe care le-ai demarat. Crezi că asta este o rețetă a succesului? Eu pot să vă spun care este rețeta insuccesului. Frica. Frica este o rețetă sigură a pierderii. Dacă te lași ghidat sau influențat foarte mult de frică, este sigur că nu vei avea niciun fel de ieșire din niciun fel de situație. Și am încercat în ultimii ani să nu mă mai las influențată de frică, pentru că toți, fiecare dintre noi avem frici. Și este la atitudinea noastră să ne conducă viața fricile sau să ținem cont doar de ele. Și asta am încercat și aici se poate spune că am fost curajoasă, pentru că am încercat să-mi înfrunt puțin fricile. Și vorbesc la nivel de business. Nu poți să trăiești într-o teroare tot timpul că au scăzut bugetele sau nu mai sunt bugete sau ne ducem de rupă. Asta nu te ajută cu nimic și din potrivă te doboară. Adică nu poți să spui sunt precaut pentru că eu știu sigur că nu o să mai fie bugete la anul viitor. Pentru că atunci îți omori creativitatea și nu mai faci nimic. Și cumva faptul ăsta m-a ajutat și ce m-a ajutat să mă mențin este reputația. Lucru în care cred foarte mult. Adică reputația este ceva pe care îl construiești ani de zile și pe care îl poți distruge în câteva secunde. Și sunt foarte atentă la lucrul ăsta și mai mult către toți clienții noștri, ăsta e primul lucru pe care îl consiliem. Să avem grijă și să ducem mai departe o reputație corectă. Domeniul în care lucrezi este și foarte căutat și foarte solicitant pentru cei care se ocupă de el. Spune-mi cât de greu este să te impui în domeniul PR-ului, al comunicării, al publicității. Dacă faci ce-ți place, nimic nu e greu. Adică ar fi foarte greu să nu-mi placă ce fac și să mă simt obligată să fac anumite lucruri. Eu m-am născut ca fiind un om care trăiește prin prieteni. Întotdeauna și înainte să am acest business, trăiam foarte mult alături de prietenii mei. Din toate păturile sociale și din toate zonele sociale. Lucrul ăsta m-a ajutat să-mi dezvolt relațiile de business. Pentru că, sincer să fim, relațiile dezvoltate prin prietenie și prin cunoștințe sociale sunt mult mai eficiente decât relațiile pe care le dezvolți la un birou, la o întâlnire de business. Evident, sunt foarte importante și alea, dar majoritatea prietenilor pe care i-am m-au ajutat să merg mai departe în afaceri. Ceea ce și eu pe ei, evident, dar este un, nu știu dacă e secret, dar este un mod de a face lucrurile care pentru mine face parte din modul meu de a fi. Dincolo de omul de afaceri care ești, știu că te-ai implicat de multă vreme în foarte multe campanii umanitare, campanii sociale, ai colaborat cu Salvați Copii, cu Fundația Renașterea, cu copii în dificultate, ești chiar în bordul anumitor ONG-uri și fundații. Ce te-a determinat să faci asta? Trebuie să încep prin a mulțumi tuturor acestor oameni care au venit și au avut încredere în mine, pentru că e foarte important ca cineva să-ți acorde încredere pentru că îți dă aripi. Aceste ONG-uri și asociații mi-au dat încredere că eu pot să ajut.
Lucru pe care nu-l știam înainte să vină ei către mine și să-mi spună, uite, noi credem că tu ai putea să ne ajuți. Eu nu știam chestia asta. Și mulți oameni nu știu că ei pot să facă bine. Nu e vorba că nu vor, dar nu știu, nu-și închipuie că ei ar putea să facă bine. Și atunci toți oamenii care mi-au dat această încredere sunt oamenii alături de care am făcut aceste proiecte minunate. Am fost aleasă, mă laud puțin, femeia anului de către revista Avantaje pentru implicare în proiecte sociale. Și cu Salvați Copiii am dotat anul trecut 18 maternități din România. Cu Fundația Renaștere am contribuit la, alături de ei la creșterea recunoașterii acestei fundații care face tot ce poate pentru sănătatea femeii. Sunt foarte multe proiecte în care te poți implica și să schimbi foarte mult percepția celorlalți oameni care încă n-au auzit de ele. Eu sper că asta am făcut. Și la nivel de business, toate companiile ar trebui să fie cumva educate că trebuie să dea ceva înapoi. Nu trebuie să dea doar taxe la stat, ci trebuie să dea ceva înapoi comunității în care și-au dezvoltat business-ul până la urmă. În America, cel puțin, acest lucru este o lege nescrisă, că trebuie să, odată ce ai câștigat niște bani sau un capital de imagine, trebuie să dai înapoi ceva societății. Și la noi, din ce în ce mai multe companii știu să facă chestia asta. Spuneai cândva că în ultimii ani te-ai schimbat și că o influență în această schimbare au avut și fetele tale, Emma și Alessia. În ce a constat influența lor? Da, eu am învățat foarte mult de la ele. Ele m-au învățat lucruri pe care nu le credeam. Adică sunt copiii, au o puritate și un fel de a vedea lucrurile care te readuc un pic pe linia de plutire, dar noi, adulții, tindem să fim foarte mulți influențați de stres. Copiii sunt, pentru fiecare, sunt piatra aceea de la care pornește totul. Adică sunt kilometru zero. Și e foarte important să nu trecem cu vederea opiniile lor, pentru că ei, în timpuri în care câteodată ești foarte stresat sau ți se pare că lumea se prăbușește pe tine, te poți întoarce la ei. Și ei îți dau o putere pe care nu multe lucruri ți-o pot da în viață. Și am noroc să am niște copii foarte buni la suflet, care au învățat și ei la rândul lor să facă bine. Și de la care vă spun, am învățat eu foarte multe lucruri. Sper că și eu le-am învățat pe ele multe lucruri, dar și ele pe mine la fel de multe. Chiar despre asta vroiam să... Era următoarea întrebare. La Gala Crucii Roșii 2013 ai mers însoțită de Emma, da. Și mi-amintesc că a dăruit o jucărie copiilor aflați în dificultate. A înțeles care este mesajul acestor acțiuni? Am înțeles și tot timpul, de exemplu, acum la școală un proiect în care dotează o bibliotecă pentru o școală dintr-un cartier care nu este dotată deloc cu bibliotecă. Și asta, la asta muncesc de câteva luni, le încropesc o bibliotecă și fiecare carte este alasă de copii, au contribuit, au vândut prăjituri ca să aibă bani să le cumpere cărți. Deci știu foarte bine ce au de făcut și știu foarte bine că nu trebuie neapărat să donezi bani sau, ci trebuie să te implici. E foarte important să te implici activ în campanii. Și sunt foarte mândră de ele că au înțeles asta și că pornește natural de la ele. Nu se simt obligate să facă lucrul ăsta. Și toată generația lor va fi generația care va ști, mai mult decât am știut noi, că au o obligație morală să dea înapoi societății. Și sunt mândră că sunt mama unor asemenea copii și știu că sunt foarte mulți părinți care își învață copiii așa. E greu să găsești echilibru între timpul petrecut la serviciu și timpul petrecut cu familie? Da, asta e un subiect care în ultimul timp a fost puțin... A fost foarte disputat, dar e puțin depășit pentru că acum copiii au atâtea lucruri de făcut, atâtea proiecte după școală, încât e mult mai important timpul calitativ pe care îl petreci cu ei. Copiii sunt la școală mai toată ziua și după aceea am optat împreună pentru activități extrașcolare care sunt franceza, care sunt sportul, care sunt
Emma, de exemplu, vrea să învețe chineza. Și atunci, umplându-le programul cu lucruri inteligente, ei nu stau singuri acasă pe un calculator, uitându-se pe net, cine știe, nesupravegheați. Și timpul calitativ pe care îl petrecem seara și în weekend, bineînțeles, este tot ceea ce le trebuie lor ca să se simtă și iubiți, ca să se simtă și important, să discutăm ce s-a întâmplat în timpul zilei. Și atunci nu este nimeni neglijat, pentru că eu sunt la servici și ele sunt la școală mai toată ziua și cu activitățile lor, că fac în not, că fac chineză. Dar ne-am umplut timpul în așa fel încât nimeni să nu stea degeaba. Aș vrea să te mai rog să le dai un sfat tinerelor care vor să intre în afaceri. Ce ar trebui să facă pentru a și reuși în ce își propun? În primul rând, ar trebui să se poziționeze pe o treaptă inferioară, față de nimeni și față de nimic. Să pornească în viață având încredere în ele, să nu copieze pe nimeni. Era un citat care tot circula pe net, că viața e prea scurtă ca să imiți viața altcuiva. Trebuie să trăiești viața proprie și să aibă încredere. E mare lucru să te iubești pe tine și să ai încredere în tine. Nu multă lume, și eu am fost un om care nu avea încredere în capacitățile proprii și am învățat pe parcurs că de fapt ești tot ceea ce ai. Nimeni din jur nu are dreptul să-ți spună că nu ești bun. Și atâta timp cât ai încredere în tine și cât nu faci rău, viața poate să fie un miracol și să realizezi lucrul la care nici te-ai fi gândit că poți să ajungi. Deci astea sunt cele mai importante lucruri. Încrederea și să-ți duci o viață adevărată și necopiind pe nimeni.